Am revenit în direct alături de doamna conferențiar universitar dr. Vasilica Stoiciu Frunză de la Universitatea Națională de Artă George Enescu din Iași. Ne bucurăm, iată, de fiecare dată când vin oamenii importanți să treacă și prin emisiunea noastră, să oprească, să facă o stație și la emisiunea noastră. Vorbeam în pauză despre cultură, niciodată nu, concluzia e clară, niciodată nu sunt banii prea mulți alocați cultură. Asta ne va scoate, cred că, sau ne va ține la suprafață pe linia de plutire. Acum depinde, scuză-mă, depinde ce alocăm și cine alocă. Pentru că lucrurile sunt mai complicate. Noi suntem aici învățați cultura să fie subvenționată, cultura și este foarte bine și este normal și este firesc și este pentru că este domeniul strategic al unei nații. Cultura este domeniul strategic. Atenție! Cultura este cea care iese în lume. Da? Sigur, tot respectul pentru tot restul domeniilor, indiscutabil, da, da, da. Nu? Ieșim cu lucruri de și top cu IT-ul, în, și în știință aia, și în medicină. Ieșim și cu infracționalitate, că exportăm de tot. Toate. Da. Și cu doctor și cu... Exact, da, de ducem, foarte da. Mare cum să spun, calitate profesională. Da. Dar, de fapt, exportul cultural este cel care are cel mai mare impact în lume. De asta spun, cultura este domeniul strategic. Păi cum tratezi un domeniu strategic? La și altele pui bariere, cine ești, ca să pui bariere în acest domeniu. Sigur că, atenție, există limite indiscutabil și nu poți să faci acum tot felul de lucruri, numai că, uite, i-am dat bani și... Nu, am văzut ce înseamnă să dai bani cui nu trebuie. Cel mai bun este orașul Sibiu, ca să nu mergem în orașele mari. Orașul Sibiu, care este... ce era după Revoluție? Am fost. Era un oraș modest, așa, mă rog. Ei, după ce s-au alocat bani, după ce a devenit capitală europeană și după ce 16% din bugetul orașului este alocat culturii, da? Festival internațional în top 2-3, așa, de teatru și tot. Și mergem și la Cluj, unde nu au un muzeu, da? Au ei Untold și au muzeu de artă, cum? Au ce n-au ei? Au, mă rog, nici Clujul nu excelează așa la domeniul cultural, în ciuda faptului că mă uitam dimineață, primarul neapărat vrea 5G, nu le interesează că e periculos sau nu. Vedem un oraș mic care de atunci, de la capitala europeană din 2007, trăiește și este un oraș în top. Da? Am fost în 2008, cred că era 2008, și am avut o surpriză foarte... În Sibiu. Da. M-a impresionat așa. Era capitala culturală capitala europeană a bunului simț. Ah, bravo. Așa s-a numit. Da? Capitala europeană a bunului simț. Și m-am gândit, cât că era al doilea an sau imediat după. Și am zis, uite, lor le cam place să fie capitale. Bravo lor! Că capitala bunului simț. Să nu uităm. Da? Că în rest toate sunt capitala nebunului simț. Mă rog, da. pentru că aici da. Vine tot de la aceste fapte culturale care modelează oamenii. Da, da, da. Care, știți da? Că cultura domnul... este cea care da. Domnul... face omul frumos. Așa este. Domnul Chiriac, care face festivalul, îl cunoașteți? Știi? Sigur. E din Iași, e moldovean. E de lângă Iași, da. El a fost, a vorbit de multe ori în juriu, mulți ani în jurul ăla internațional care dădea capitală europeană, cum să spun, ok-ul pentru capitală. Și au dat și de mii de... A spus, domnule, a venit la Piatra Neamț cu domnul de la Paris, lucrează la RFI, scrie cele mai... Da, știu. Tot de aici, așa. Da. A spus așa, dom'le, n-a venit un oraș din România, măcar să mă întrebe, de fapt, divers, așa, dom'le, aș fi și eu interesat cum să, de unde să începem, de unde... Toți au făcut ei de capul lor acolo, lasă, dom'le, că ne pricepem noi cu ONG-urile noastre, au cheltuit bani, dar n-au venit să întrebe. Și am zis, bă, m-a durut sufletul, așa, nici el nu putea să meargă să...
M-a durut sufletul că lucrul ăsta, cum să spun, modelul Sibiului n-a fost preluat și de, și de alte orașe. Am și a dat exemplu la Piatra Neamț și atât da, am scuză-mă, terminat. Scuză-mă, și a spus, domnule, l-am întrebat eu, la Piatra Neamț ar fi fost o bună ocazie să așa... Da, eu aș fi venit și aș fi spus, domnule, Piatra Neamț și Suceava. Ce are unul, n-are altul, aveți universitate la Suceava, aveți așa, teatru cu alea, cu alea, cu evenimente și aveți șansă să faceți. O zonă extraordinară. Eu l-am întrebat acolo înseamnă... vine la Iași și a zis, da, invitați-mă. Păi dacă nu-l cheamă nimeni, da, vedeți, ce? Noi avem da, oameni mă rog. Importanți. Așa. Și acum, vedeți și dumneavoastră, face acest festival la Sibiu, așa, este în, e al doilea, se pare că este al doilea festival de la din Europa, băi, nu-i mare lucru. Adică, asta vreau eu să vă spun vorba cuiva, dacă avem în România puține exemple și firme, cam, înseamnă că se pot face lucruri. Și înseamnă că... Dar, vedeți, așa vrem noi să facem, cum spune și dumneavoastră. Să facem noi, că ne pricepem noi. Cu ai noștri, ai ce să cerem părerea, ce să cerem... Nu! Cătălin, un exemplu și ieșan. Timpul trece. Un exemplu și... ieșan concret. De nu faceți ca ei. Da. Este distrugerea unui proiect excepțional care s-a făcut la prima ediție. Ar fi putut fi baza extrem de consistentă, de consistentă a proiectului Iași Capitala Europeană a Culturii, dar nu a mai fost, pentru că a fost distrus. Pur și simplu. Pentru că a fost luat, nu vreau să intru în detalii, proiectul se numește Festivalul Internațional al Educației, care în 2013 a avut o amploare extraordinară. Prima ediție a fost excepțională și avea toate datele ca să se dezvolte și să facă din Iași un pol cultural da. De mare, mare, mare poate interes. Poate mulți o să fie deranjați. Discutați cam mult de Iași. Nu, discutăm nu. De păi, zona, nu, da, vreau zona să, Moldovei. Păi stai să spun, pentru da. Că aici putem să aduci, normal că vin către zona noastră. Și a fost distrus pentru că, așa cum spuneai, a fost luat și dat unora care cred că se pricep. Asta și e s-a durerea distrus cu mare mea. Succes. Acum e în plin, cum să spun, proces, mi se pare, festivalul Filit. Este un festival, cred că este cel mai mare din Europa de Est, de literatură, literatură da, da, și da, de, da. Așa, de traducere. E ceva de vedeți, de-aia vreau eu să deschidem ochii ăștia și deschidem porțile astea. Eu militez desfințarea județelor. Gata, am terminat-o după 50 de ani. Așa, așa, vorbim că noi la Bruxelles suntem regiunea nord-est, nu suntem județul... Așa, aia discută cu noi cu județe. Vedeți, se pot face lucruri mari și cultura trebuie să facă parte din viața noastră. Ce să facă părinții? Sport? Unde să-i împingă pe copii? Mai mult spre sport, cu o mână spre sport, una spre muzică, spre... Eu zic că și știi că spuneai că se pot face lucruri mari. Nici nu e nevoie să fie foarte multe lucruri mari. Important este să fie de calitate, consistente, de, da? Consistență, de calitate da. Bună. Ia și de foarte multe ori fac multe și mărunte, spun eu. Sigur că sunt acești poli, da? Sunt niște borne. Festivalul Filit, festivalul de teatru și așa mai de teatru pentru copii și așa mai departe. Deci sunt câteva borne, apoi tot felul de lucruri. Sigur că putem veni cu mare bucurie către zona noastră aici, Piatra Neamț. Să spunem, Piatra Neamț, care iată este, la festivalul este... de teatru, stau oamenii până la 12-1 noaptea la discuții după spectacole. Deci asta spune că totuși avem și aici oameni sigur, indiscutabil, dar cred că se uită puțin o categorie extrem de cultivată, o categorie care ar putea să vină, dar mă rog, nu-și găsește locul, categoria celor care au intrat mai de demult în sala de teatru și acum nu-și mai găsesc locul. Cei peste, să zic, 65 de ani. Nu se găsesc. Nu, n-au reperele lor. Măcar ceva.
știu eu, într-un festival, spun, nu, eu nu judec, ci am constatat, da? Sigur, publicul tânăr este extraordinar, pentru că asta duce, da? Dar să nu uităm, prezentul este rezultatul trecutului. Indiscutabil, viitorul va face, va ține de acest prezent, da? Indiscutabil. Dar ce facem totuși cu această, cu acest grup care nici nu mai este foarte mare, dar este important, da? Sunt profesor, doctor, și așa mai departe, oameni care au fost alături de acest festival ani și ani și ani de zile, timpul a trecut, festivalul s-a direcționat foarte frumos de altfel, dar oarecum unilateral, pun între ghilimele. Am înțeles. Și oamenii care vor să vadă un Shakespeare, care vor să vadă mari actori care mai sunt, da? Care da, da. Sunt, da? Eu niciodată nu pot să, nu vreau, mă ocolesc întotdeauna afirmația că ne moare generația de aur. Nu putem să jignim pe cei tineri. N-avem voie să facem treaba asta. Adică generația de aur a devenit generația de aur. Sigur, au avut alte condiții. Acum să lăsăm loc și să se dezvolte și noua generație de aur, nu? Mm-hmm. Dar acești oameni, pentru că e festival de teatru, acești oameni ar vrea să vină, dar nu-și găsesc reperele. În fine, Piatra Neamț are un potențial, eu am spus-o în câteva, și tu știi, în câteva situații și mai ales într-una, am spus ce potențial formidabil are și nu face decât 0,002%. Da? Pentru că este un potențial plecând de la zona geografică până la potențialul intelectual, până la potențialul artistic, extraordinar. Sigur că se fac, dar cum spunea și vreau să repet acest lucru, se fac eforturi prea mari pentru niște chestiuni care ar putea fi mult mai clare, mult mai deschise și mult mai de înțeles. Pentru că să nu uităm, cei care dau banii, păi dau banii noștri, adică din banii noștri, din contribuția oamenilor, nu dau bani de acasă, da? Ei sunt acolo tocmai ca să facă pentru, nu să fie împotrivă, da? Mm-hmm. Nu suntem angajați nimănui. De aceea, aici, din punct de vedere artistic, din punct de vedere cultural, da? Și aici intrăm în acest spectru foarte larg al culturii, da? Se pot face niște lucruri absolut extraordinare. Să vină lumea, cum se duce la Gstaad, la marele festival, la marele cursuri care se fac, da, în Elveția, să vină la Piatra Neamț. Păi este, cum să spun, la îndemână. Nu-i nicio exagerare. Da, da, este la îndemână. Pentru că există acest potențial de plus valoare. Plus valoare care vine din acțiunile culturale. Cum spuneam, oamenii după servici trebuie să se ducă undeva. Unde? Am găsit de multe ori orașul ăsta mort. Mort prin deces, cum vreau să spun. Mort prin deces. Deci, nu, slavă Domnului că mai sunt câțiva oameni care creează niște... oamenii ăștia trebuie ajutați, trebuie promovați, trebuie scoși. Pentru că, iată și dumneavoastră, ca să spunem pe final, și dumneavoastră faceți un mic eveniment acolo la baza sportivă a domnului Romeo Stoica cu prieteni, cu mai mult pe, cum să spun, pe relații interpersonale, aduceți acolo formații, păi, da, în grădina sub păi, nuc, cum spune domnul Romeo, chiar la acolo sub nuc, sunt momente extraordinare. Deci se pot crea evenimente, nu vă dați seama. Se pot crea momente de am filmat și noi anul acesta o ediție și într-adevăr sunt lucru. Da, să nu uităm că vine concursul Emanuel Elenescu, da? Ceea ce este un lucru extraordinar făcut de liceul de muzică, da? De Mihaița Albu, de doamna director, de toți colegii. Anul trecut a fost un boom de participare. Au fost 600 și ceva de copii. Am zis, aoleu! Da, da, da. Trecem granița, de ce facem? Luni, luni sau marți vor veni aici la noi niște tineri care fac un festival de folclor. La fel, eu nu prea le am în zona asta a folclorului, am rămas și eu surprins. Vor veni tot așa tineri, din Cluj, din... Așa, aveți concurs? Da, avem din Cluj, din aia, din... Da. Deci este senzațional. Ăștia, cum să spun...
Important este să nu se uite. Cu banii lor, cu cheltuiala lor, cu grija lor, cu așa. E foarte bine să se dea. Eu am fost un critic și sunt un critic al acestor spectacole deșanțate din comune. Așa. Oamenii de acolo au nevoie de altceva, nu de artiști de ăștia ca să le ia banii foarte mult și să... Da, mă rog, asta e o altă discuție, că e o boală națională. Și din păcate se vede că sunt bani pur și simplu aruncați pe apa sâmbetei. Important este să nu se uite a doua zi ce a fost. Aia e. Important este să... Cum construim de la o ediție la alta? Da. Cum ducem? Aici este o problemă. Pentru că avem nevoie, repet, de cultură și domeniul ăsta se ține, cum să spun, cu bani. Avem nevoie de muzică, avem nevoie de poezie, avem nevoie... De bună calitate. Vedeți și dumneavoastră, deschizi radio, te crucești ce muzică, auzi ce versuri, așa, nu? Pur și simplu și ne întoarcem iarăși la vremurile de altă dată. Vă mulțumesc tare mult! Cu mare drag și eu mulțumesc! Că ați venit la noi la emisiune de fiecare dată să ne sunați când mai veniți acasă. O salutăm și pe mama dumneavoastră. Da? Avem, da. Și o așteptăm la emisiune, de ce nu? Oh, cum să nu? Să câte ne vorbe... ar putea să spună mama? Câte, da. Și asta e o mare problemă, asta așa, o paranteză pe final. Curajul. Ne-a dispărut curajul. Avem curaj doar aici în spatele tastelor. Și asta nu e bine deloc. Terminăm cu 3 puncte, da? Terminăm cu 3 puncte, da. Vă mulțumim tare mult. Toate cele bune și vă mai așteptăm pe la noi. O pauză și revenim în direct cu un alt invitat și un alt subiect.